Partidul Democrat a sprijinit și a garantat cursul european al Moldovei în ultimii 7 ani. Dar, dacă la începutul acestui drum noi aveam doar speranțe, astăzi Republica Moldova este în plină aplicare a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Au fost făcuți pași uriași și sunt doar primii pași. Noi nu avem șanse să depășim crizele interne, neîncrederea și rămânerea în urmă, dacă nu vom fi capabili să ne schimbăm, să ne adaptăm la cerințele timpului.